Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, din dreptul unui pom înflorit, plin de flori. Vă zic la mulți ani de flori și pentru aceea că mai mult de jumătate din cei pe care într-un fel sau altul îi pomenim astăzi poartă numele florilor. Bucuria praznicului de astăzi sigur că nu este aceea înfloririi, ci aceea intrării Domnului în Ierusalim. Biserica Ortodoxă Română a preluat numele de Florilia, de Florii, din vechea tradiție romană, căci roman de la râm ne tragem orică, dar vreau unii să pară că nu, din tradiția romană a pomenirii celor plecați ce se întorceau de departe și în fața cărora se aruncau flori sau a celor care, neîntorcându-se înapoi acasă, îngăduiau celor de acasă să aducă o jerfă de flori într-o zi de sărbătoare a frumuseții și a iubirii. Domnul Hristos intră astăzi în Ierusalim. Este însoțit dinspre Betania de cei care văzuseră învierea lui Lazar și din Ierusalim de cei care auziseră despre învierea lui Lazar. Fără îndoială, mulți dintre copii care au stat până seara târziu sau de veștile ce din Betania urcaseră în Ierusalim. Asta explică bucuria, entuziasmul acesta care uneori strică inclusiv pastorației noastre moderne, căci o pastorație a entuziasmului fără fidelitate în acțiune, fără fidelizare în proces, e dificil de suportat. Domnul Hristos intră în Ierusalim și acolo, după cum știți, este întâmpinat de copii mai cu seamă care strigă Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Osana într-un cei de sus. Călare pe mânzul Asinei pe care îl dezleagă din apropiere de Betania, Hristos arată încă o dată efortul, smerenia așezării Lui în mijlocul nostru. E interzis să intri pe cal în Ierusalim, pe cai intrau doar împărații romani sau reprezentanților sau reprezentanții opresiunii regale a lui Irod. Hristos intră să arată că nu o primă pe un mânz de Asină. Vine ca să le spună oamenilor că nu pentru a-i obliga la ceva vine, ci pentru a le câștiga iubirea și odată câștigată se intre cu ea în veșnicie. Încep denile, mâine este o nouă zi.